Sunt o algă. I am Jack Sparrow. Womanly Jack Sparrow or something. Hello, dear darling, și bine ați revenit la un nou episod din Simple Sunday. Să începem! Astăzi, după cum mi-ați cerut majoritatea dintre voi, am hotărât să fac un videoclip cu un tutorial la un machiaj pe care l-am avut eu în episodul din miercuri de la metrou, episodul cu numărul 21, cel cu lipici de gene. Doar că evident că nu m-am putut abține, așa că am schimbat pe aici, pe acolo, niște chestiuni, dar practic e cam același lucru. Ce vreau să vă mai prezint astăzi de asemenea este această minunată perucă de la Babala Hair. Evident, țin să precizez că a venit în această cutie absolut drăguță și a venit cu următoarele chestiuni. O să și deschid. Avem aici, a căzut, 2 ciorapi de cap, una bucată pungă în care a fost peruca și de asemenea o super mega perie din aceea perfectă pentru descălcit părul. Ceea ce mi se pare amazing, eu iubesc astfel de perii și de asemenea iubesc astfel de peruci super mega colorate. Ce este cel mai tare și ce vreau să vă spun în mod specific este faptul că dacă folosiți cuponul cu numele meu pe care l-aveți pe aici, aveți reducere la ei pe site, pe Babala Hair. De asemenea, găsiți link cu această perucă în descrierea de mai jos. Și de asemenea, această perucă a venit și cu acea dantelă pe care puteți să o tăiați în funcție de cum vă doriți voi. De asemenea, este și ajustabil, am zis de asemenea de 2 ori. Minunat! Dar puteți găsi mai multe detalii în descrierea de mai jos. Și acum să începem tutorialul acestui machiaj, acum că v-am pus în temă cu această minunată perucă. Și Flavia ne machiată în 3, 2, 1, bam! Voi începe în primul și primul rând cu același primer HD de la NYX. Și voi face exact același lucru ușor. O să-l aplic și apoi o să-l întind cu degetul. Întindem bine. Și voi seta de această dată cu pudra HD Finishing Powder nuanța Mint Green, pentru că, din câte ați observat, peruca este foarte albastră, verde, mermaid și așa. Ca atare o să folosim culori tot în aceeași direcție. Și folosesc pensula de la Sigma numărul E40. Știu că în episodul 21 aveam culori destul de peachy, așa, o piersică în partea de sus, dar având în vedere peruca de astăzi, aș vrea să merg mai mult în culori marine, respectiv albastru și verde. Și am să folosesc paleta NYX Ultimate Brights și am să iau acest galben de aici pentru nuanța de tranziție și o aplic unde am arcada ochiului dintr-o parte în cealaltă și mă folosesc de exact aceeași pensulă și din nou arăt bolnavă. Trecem la următoarea culoare, folosesc aceeași pensulă pentru că nu o să mai folosesc pentru altceva, așa că nu mă deranjează dacă se blenduiesc culorile între ele și voi folosi acest albastru aquamarin tot pe os, dar puțin tel mai jos. Nu mă deranjează dacă se blenduiește cu galbenul respectiv, pe mine oricum mă interesează să fie culorile în general spre culorile marine. La celălalt machiaj am folosit 2 culori, respectiv o nuanță nude, o culoarea pielii și o piersică pentru a crea acest look, dar de data aceasta vreau să merg un picuț mai departe și nu voi folosi doar aceste 2 culori. Voi folosi de asemenea și culori un pic mai intense, iar din paleta NYX Ultimate Electric vei folosi această nuanță de turcoaz ușurel mai închisă în continuare și am să folosesc tapotând-o ușor pentru a-i da un pic mai multă intensitate. Și blendesc cu restul culorilor în momentul în care am reușit să-i dau această intensitate dorită de mine. Și voi trece mai departe la o nuanță de albastru mai închis cu pensula de la Sephora numărul 12. Este aceasta mai plată și pufoasă, pentru că îmi doresc să tapotez mai mult acest pigment pentru a-l intensifica și aplic efectiv pe toată ploapa. La margine blenduiesc ușor cu restul culorilor, foarte finuț, nu apăs deloc pe pensulă. De asemenea, nu mă deranjează dacă depășesc pe aici sau pe aici, pentru că oricum tot ce va cădea de desubt am să șterg. Pentru un super plus am să folosesc aceeași pensulă de la Sigma pe care am folosit-o înainte pentru blending și am să folosesc acest verde strict pe această margine. Bun, am terminat cu partea de sus, acum trecem la partea cea mai interesantă și anume partea cu tuș colorat. Și am aici 4 culori de la Vivid Brights Creme Color și am să încep cu nuanța Sugar Rush, care este o lavandă, pentru a-mi construi linia de tuș.
Și o să folosesc o pensulă de pictură de la Sintoretto, numărul 206, care este absolut genială, I love it. Și da, dragile mele și dragii mei, puteți folosi și pensulele de pictură, sunt geniale. Și încep să trag o linie destul de groasă cu acest tuș. Puteți să începeți de unde vreți voi, dacă este mai simplu pentru voi, vă sugerez să începeți de la coadă. Și nu este nevoie să dați mai mult de atât. Voi face același lucru și la celălalt ochi și în celălalt machiaj din episodul 21. Am folosit exact aceleași culori pentru linia de tuș. Doar fardurile diferă. Urăți pensula pentru următorul tuș. Și anume Vivid Brights în nuanța Endless Skies. Dacă vă întrebați de ce am această folie de plastic, de alimente aici, este datorită faptului că vreau să-mi protejez produsul dinăuntru pentru a nu se usca. Ok, mi-am făcut o dunguliță în partea de sus pentru că nu am putut să fiu atentă și trebuie să-mi țin, by the way, ochii semi-închiși, de fapt, voiam să spun, pentru a se usca acest tuș. Căci altfel vă veți face liniuțe ca și mine, dar eu n-am fost atentă pentru că sunt foarte concentrat. Și începem cu următorul tuș, cel albastru, începem aproape din același loc cu celălalt. Dar cumva pe lângă. În mare parte cu acesta ar trebui să umpleți restul de linie de tuș. Iar în momentul în care ați făcut chestiunea asta, puteți bine mersi să blenduiți cu cealaltă culoare cu aceeași pensulă. Pur și simplu, ușurel pe marginea respectivă, mergeți într-o direcție și se va blendui automat cu culoarea de lângă. Ok, pentru a nu mai avea niciun fel de probleme de blenduit între, am să folosesc aceeași pudră HD Finishing Powder, pentru că oricum nu prea se vede ea de felul ei, și am să setez acest tuș. Trecem mai departe la tușul cu nuanța Rebellious Edge, care este un violet absolut superb. Și după ce am curățat din nou această pensulă, ne vom trasa o codiță de la mijlocul ochiului, și anume de undeva de aici. Din nou vă sugerez totuși, dacă nu sunteți obișnuiți, să începeți de la coadă. Și încerc să bag printre gene pentru a se pierde, iar apoi adaug mai multă culoare pentru a-l face cât mai mat. Acum pot să șterg și tot excesul care mi-a căzut. Trecem mai departe la fățucă și anume voi folosi primerul de la Angel Veil pentru a-mi pune o bază. Ha, am două puncte de frunte. Următorul lucru pe care vreau să-l fac este să-mi anulez aceste minunate ciarcăne și voi folosi concealerul HD Studio Photogenic de la NYX, nuanța Light, și îmi pun câteva punctulețe pe aici. Ce-mi place mie foarte mult la acest concealer este faptul că este ușor preroz și mi-anulează bine mersi toate ciarcănele. Voi folosi un Precision Blending Sponge de la NYX. Și acum trecem mai departe la fondul de ten și anume NYX HD Photogenic în nuanța Sand Beige. Pun câteva punctulețe pe toată fața. Sunt un leopard! Și întind cu același burețel. E bine, multe dintre voi m-ați întrebat cum să faceți să nu mai aveți fond de ten sau să nu se mai vadă atât de grav firele de păr de pe față, micul puf pe care toată lumea îl are. E bine, singurul truc pe care vi-l pot spune eu ar fi să evitați să puneți foarte mult produs în zona aceea. Setez totul cu NYX Mineral Set It and Don't Fret It în nuanța Light to Medium. Dar nu înainte de a mă asigura că nu mi s-a mai strâns niciun pic de produs la ochi. Pentru nas folosesc burețelul. Aș fi putut să folosesc burețelul și la ochi, dar am vrut totuși să folosesc o pensulă. Pentru că motive. Pentru restul feței o să folosesc o pensulă Kabuki de la NYX numărul 01, pentru că Vlad. Deci mai departe la conturarea feței și am să folosesc 3 Steps to Sculpt de la NYX în nuanța Fair. Aveți deja un tutorial despre cum să faceți aceste lucrușoare. Pentru contorul de la nas o să folosesc această pensulă sirenă care este ușor plată aici. Nu știu cât de mult vedeți, e așa tăiată. Am pufășit. Și mai întâi tapotez pe unde vreau să micșurez nasul, peste tot, adică, iar apoi blenduiesc cu mișcări circulare. Vreau să adaug și un pic de luminozitate și o să folosesc această nuanță deschisă din aceeași paletă, ușor pe pomeți, deasupra buzei, pe bărbie, pentru că am bărbie foarte micuță eu. Practic, încerc să creez un triunghi aici pe față. Și acum trecem mai departe, să terminăm cu fățăul complet și voi folosi paleta NYX Sweet Cheeks pentru blush și anume nuanța aceasta rozalie. Sincer, aș vrea să merg un pic mai departe și să-mi dau puțin și pe nas. Vreau să fiu îmbujurată și arsă puțin de soare, așa. Deci mai departe, tot cu o pensulă sirenă, voi folosi iluminatorul NYX duochromatic în nuanța Twilight Tint, care este foarte sirenă. Și am să-l folosesc și pe arc.
arcada, sprâncenei. Pentru un plus am să adaug și aici, în arcadă, puțin iluminator. Și o să-mi fac foarte finuț sprâncenele cu un creion NYX Precision Brow Pencil, nuanța Charcoal. Să-mi fac chestia asta strict pe arcadă și pe codiță. Și acum să continuăm partea de jos a ochilor. Și am să folosesc acest tuș gel în nuanța Love Overdose pe linia apei. I love it. Fac același lucru și în partea de sus. Și trec mai departe la aceeași paletă Ultimate Brights. Și folosesc o pensulă mică pufoasă cu acest roz pentru a contura rozul deja dat și a-l uni cu violetul acela. Îmi las colțul intern al ochiului liber, nu dau cu fault pe acea zonă. La coada ochiului folosesc acest violet pentru a da continuitate cu partea de sus. Iar pentru luminozitatea supremă voi folosi acest pigment de la MAC Pro, îl aveți listat în descriere. Numărul este A236. A236. Mai am baterie la cameră prea mult. Trece la rimel și voi folosi, wow, ce puffy sunt. Arăt ca Woody Woodpecker. Și voi folosi The False Lashes, rimelul meu preferat lately, în partea de sus. În partea de jos, doar în acest colț, voi folosi un rimel de la NYX, nuanța Mint Julep, și dau strict pe genele din colț. Pentru buze data trecută am folosit un NYX Duochromatic Lip Gloss în nuanța Cocktail Party, dar de această dată vreau să folosesc altceva, așa că... Pentru conturul buzelor am să folosesc NYX Slide On Glide On and definitely a Turn On Waterproof Extreme Color Lip Liner în nuanța Nebula. Iar pentru ruj voi folosi NYX Soft Matte Metallic Lip Cream în nuanța Havana. Dumnezeule! Și acestea ar fi tutorialul. Mai am de asemenea să fixez, voi fixa cu NYX Matte Finish. Și revin după ce îmi pun peruca. Și mi-am pus și peruca și mi-am și dresuit-o. Mi-am pus multe chestii, pentru că personaje din anime-uri și chestii și am fost creativă și this is what happened. Acesta a fost tutorialul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe canalului meu pentru mai multe videoclipuri de acest gen. Nu uitați că puteți folosi cuponul cu numele meu pentru a avea o reducere pentru perucile de la Babala Hair. Aveți linkul în descrierea acestui videoclip și mă puteți găsi și pe Instagram și pe Facebook, iar pe Instagram am ca sigur veți vedea și niște poze foarte drăguțe cu acest look. Și până data viitoare, dragii mei, nu uitați, always love makeup.